Președintele interimar al Organizației Județene a Partidului Național Liberal, Emil Dumitru, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că nu a identificat cei doi consilieri locali PNL din cadrul Consiliului Local al Municipiului Oltenița, care au votat cu candidatul PSD la funcția de viceprimar. Vă reamintim că alegerile locale în municipiul Oltenița au fost câștigate de candidatul Alianței USR-PNL Costinel Milescu la o diferență care îi asigura majoritatea în Consiliul Local. Cu toate acestea, în momentul votării viceprimarului, doi consilieri USR-PNL au votat pentru reprezentantul PSD, acesta câștigând în cele din urmă funcția de viceprimar. Conform informațiilor furnizate de către președintele interimar al PNL, Emil Dumitru, nu au existat persoane sancționate pentru acest lucru, întrucât acestea nu au putut fi identificate, votarea primarului fiind realizată prin vot secret. Cu toate acestea, Emil Dumitru a ținut să sublinieze că nu va face niciun fel de alianțe cu reprezentanții PSD. Ce s-a întâmplat la Oltenița? Domnul Milescu a demisionat din funcția de președinte al organizației. Și cum se face de a ieșit viceprimarul de la PSD? Da. Domnul Milescu n-a demisionat din funcția de prim vicepreședinte. Am avut o discuție tehnică cu dumnealui. Din perspectiva votului, care este un vot secret la persoană, la funcția de viceprimar, n-am putut să identificăm care sunt acele două persoane care au votat candidatul Partidului Socialist, dar organizația municipiului Oltenița, chiar săptămâna trecută am avut o întâlnire în care am discutat mai multe proiecte. Este o organizație câștigătoare care ne va ajuta în campania electorală și domnul Milescu, primarul nostru liberal, ne va susține cât privește, să zic așa, derapajul politic al celor doi colegi, neștiind foarte clar cine sunt, nu avem cum să luăm o măsură politică, dar de la capul locului vă spun, cât voi fi președinte în Partidul Național Liberal filiala Călăraș, nu voi face nicio alianță electorală cu Partidul Social Democrat.